Ce pot să vă dezvălui legat de transferuri, zice domnul Varga, este un singur lucru și anume că vom face o campanie spectaculoasă de transferuri. Avem în, în vizor 5-6 jucători. 5, vă spun, aducem sigur, mai ales pe partea de atacant și la mijloc. Din cei 5, 2 sunt nigerieni și unul argentinian. Atenție, spune, asta e foarte interesant. Argentinianul, susține domnul Varga, este un fotbalist de primă ligă din Argentina. Un atacant formidabil, genul de mijlocaș atacant care face diferența și dă multe goluri și care va fi adus probabil pe o sumă record pentru România și bineînțeles Superliga. Dacă vi-l aduceți aminte și sunt convins că nu l-ați uitat pe Culio, acest argentinian e de două ori mai bun decât Culio. Unul dintre fotbaliștii emblematici din istoria CFR-ului. Un jucător care va fi Transferat pe bani grei, și care va face diferența dacă, bineînțeles, ne vom înțelege cu el. Joacă în prima ligă din Argentina și face spectacol acolo. Este un fotbalist care ne va ajuta să luăm titlul în România. Vreau neapărat titlul, voi aduce sigur 5 jucători, poate chiar 6 sau 7. Va fi cea mai spectaculoasă campanie de transferuri a CFR-ului de când am preluat această echipă. Oh, ce spune Neluțu spune -ne uh, Varga. Da, tare, tare declarația. Bunic. Da, tare declarația. Și mă uitam la statistică, CFR-ul diseară are un meci extrem de greu la Sepsi, pentru că Sepsi vine după trei meciuri bune, două victorii și. Nu, meci greu, bune. rău, nu și așa. Și CFR-ul n-a mai câștigat de 10 etape. Singura etapă în 10 meciuri dacă a bătut decât pe farul. De pe Faru a bătut în 10 meciuri. Și totuși e acolo. Și totuși Îți dai acolo. seama când o să înceapă să bată? Da? Da. Și îți dai seama dacă se concretizează cele 5-6 transferuri care anunță. Ai văzut ce a spus Neluțu Varga? Va fi probabil cea mai spectaculoasă campanie de transferuri de când eu am preluat de cât sunt eu patron la CFR. De ce? Pentru că pe toți îi ambiționează Gigi. Adică faptul că Gigi vine, bagă bani, îl iau pe ăla, îl iau pe ăla, mai înțeles, nu poate să te lase rece. Știi cum e? Nu neapărat acum că datorită lui Gigi. Nu, în mod sigur Șucu și-ar fi întărit echipa. Bă, dacă când îl vezi pe unul că scoate bani aia ce bă, stai puțin. Plus că mai este anul viitor potențat de euro, Andrei. Da. da. Potențat de euro, da, știi? Că la euro trebuie să fie eligibil pentru național României iar transferurile care se veculează deocamdată sunt de jucători. Nu, eu vorbesc i -i... la general, știi? Am